mare, verificăm respirația, pentru că la privește, ascultă simte. Observăm că toracele se ridică și simțim respirația pe obraz, ghicim respirat și are curs. Sunăm la 1-2. Echipajul din Văleni a reușit să salveze viața victimei, care suferise pierderi masive de sânge din cauza rănilor. Chiar dacă au comis și unele erori, micii sanitari au obținut note de trecere din partea medicilor. Când liderul de echipaj dă o comandă, cei de la targă trebuie să o execute, în sensul de preluați mânerele. Păi preluați mânerele, cel din spate nu rămâne cu mâinile încă prinse de mânere. Dă drumul la targă. Pentru că după aia s-a chinuit să o colească, de-aia ați avut probleme și era să scăpați. A fost destul de emoționant și ne-am străduit să facem totul cât mai bine. Ați avut și niște greșeli, deși am înțeles că aveți. Da, avem experiență, dar am avut câteva mici greșeli din neatenția unor colegi. Toți am greșit, câte puțin. Sunt semne de progrese. Micile corecții, emoțiile vârstei, astea sunt, se poate trece foarte ușor, mai ales dacă chiar să mai fi vreo situație de urgență, nu ne facem probleme că echipajele n-ar putea să intervină sub supraveghere sau comanda unei persoane instruite. Ne putem baza pe ei oricând în situații de urgență fără probleme. Avem faza județeană, avem 16 echipaje înscrise în concurs. Anul acesta echipajul câștigător de la gimnaziu va participa la faza națională care va avea loc la Poiana Pinului. Emoțiile sunt foarte mari, atât pentru concurenții de la liceu cât și de la gimnaziu. Sperăm să avem cei mai buni participanți, pentru că una este confrunt cu 10 echipaje și alta cu 47 și emoțiile, v-am spus, sunt majore și așteptăm cel mai bun echipaj. Atât sanitarii cât și medicii spun că manevrele de prim ajutor ar trebui învățate de toți prahovenii. Ar trebui toți oamenii să facă acest cursuri de acest fel, ca să putem acorda prim ajutor imediat când este nevoie. Crucea Roșie încearcă an de an să aducă cât mai mult public și cât mai multă populație spre aceste cursuri. Noi încercăm și prin școli și la invitațiile școlilor, dar și din propria inițiativă, să mergem și să le predăm copiilor cursurile de prim ajutor, măcar protocolul de bază, să-l cunoască toată lumea, fiindcă sunt foarte, foarte utili. La finalul concursului, toți participanții au primit pachete cu dulciuri, haine și cosmetice, profesorii care i-au îndrumat fiind și ei premiați de către organizatori.